Bună ziua, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 20 aprilie pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și să vă înscrieți la canal dacă n-ați făcut-o până în acest moment, pentru că este gratuit și veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și mi-ar face mare plăcere să deveniți membri canalului meu. Haideți să vedem pentru Zodia Gemeni, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care sunt născuți în Zodia Gemeni, ce va fi în această zi de 20 aprilie, ce se va întâmpla, ce va fi nou. Zodia Gemeni. Ok. Pentru Zodia Gemeni, văd că două femei vor avea un rol important dacă sunteți femeie dumneavoastră cu altă femeie. Una lângă alta vă veți ajuta. Două femei care deja vă cunoașteți din trecut, Zodii de Foc și Zodii de Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, Zodii de Foc, Berbec, Leu, Săgetător. Văd că veți comunica cu această femeie. O femeie brunețică va veni în ajutorul dumneavoastră sau dacă dumneavoastră sunteți această femeie brunețică, veți munci în această zi, veți colabora cu o femeie mai deschisă, o prietenă, veți comunica. Văd că cineva va fi deschis către dumneavoastră să vă ajute, să vă asculte. Comunicare foarte multă, familie, bani, vă doriți stabilitate financiară. Și 9 de bețe, văd o anumită o situație din trecut care reapare în viața dumneavoastră și vă văd răniți, vă văd că vă e frică, veți refuza pe cineva astăzi și văd că vă luați măsuri de precauție pentru că ați mai trecut prin această situație și nu mai doriți să repetați. Diavolul îmi spune o manipulare din partea cuiva sau de aceea sunteți răniți pentru că simțiți că această manipulare va veni în viața noastră, că ceva vă ține pe loc, vă ține blocați sau că există o persoană care e toxică, are dependențe, manipulează, este o relație toxică. Există intimitate și atât, nimic mai mult. Există întuneric aici. Diavolul aici îmi spune că veți fi foarte axați pe partea materială. Vă veți face foarte multe iluzii în ce privește partea materială, dar îmi spune și că trebuie să vă eliberați pentru că nu este nimic sănătos aici și sunt doar iluzii. Haideți să clarificăm. Să vedem pentru Zodia Gemeni. Aici văd că aveți foarte multă speranță la o femeie din trecut sau în iubire sau să aveți ajutor din partea unei femei din trecut. Poate să plecați la drum, la vacanță și văd că vă gândiți la această speranță, la mai multă stabilitate vă gândiți la ceva mai bun pentru viitorul dumneavoastră, dar văd și o neplăcere aici, poate din partea unei femei sau, nu știu, văd o neplăcere, o dezamăgire și văd în ce privesc banii. Aveți o neplăcere în ce privesc banii. Manipularea asta. Poate din partea unei femei în zodii de foc, berbec, leu, săgetător, nu știu, sau partea unui bărbat, zodia Capricorn, Fecioară, Taur. Văd aici o neplăcere din cauza banilor în această zi. Vă gândiți la acest lucru cu speranță, dar din păcate e o neplăcere din cauza banilor, o supărare. Și văd că veți primi mesaje, mesaje vor veni pentru dumneavoastră, dar văd o tristețe, mesaje care nu vă vor bucura, poate că ați pierdut ceva, vă vor întrista aceste mesaje, dar văd că un pic, în ce privesc banii, sunt puțini bani. Nu veți primi banii care vi-i așteptați sau care meritați sau care vi s-a promis. Aici văd. Văd o tristețe în ce privesc banii. Vorbe, aveți nevoie de sfaturi, să vă sfătuiți cu cineva, să vorbiți cu cineva, să cereți sfaturi cu cuiva. În ce privește o colaborare, aici văd o manipulare. Da, sau cineva are dependențe și poate a cheltuit o sumă de bani pe anumite dependențe.
Și văd că aceste iluzii, în ce privește partea financiară sau probleme care le aveți, vă țin pe loc, vă țin blocați și e ceva toxic care nu vă face bine. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Doamne ajută, să vă ajute Dumnezeu. La revedere, numai bine. Voi trece la zodia Balanță. Dragile mele, dacă nu v-ați înscris, dragii mei, vă recomand să o faceți, apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți deveni membri canalul meu și m-ar bucura să faceți acest lucru, este gratuit și veți primi notificări cu ceea ce veți distribui pe parcurs. Haideți să vedem zodia Balanță pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Pentru zodia Balanță, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 20 aprilie pentru zodia Balanță. Șapte de monede. Îmi spune că veți avea parte de roadele dumneavoastră, veți culege roadele dumneavoastră, văd că veți lua o monedă și veți pleca la drum, să spunem așa, sunteți mulțumiți de munca voastră, văd că vă ocupați de ceva care de ceva timp durează sau ați investit de ceva timp în acest proiect, în acest plan. Căutați soluții și doriți să investiți în continuare, dar vi se cere răbdare că veți culege roadele în timp. Pajul de spade, văd că trebuie să aprofundați o situație, să fiți mai curioși, mai vigilenți în ce privește un bărbat care comandă, un șef, o autoritate, poate se va amâna ceva, poate va întârzia ceva sau trebuie să vă protejați. Pajul de spade, poate acest bărbat va veni cu opinia sa și vă va deranja. Opinia sa poate fi mai direct acest bărbat, mai tăios, mai... Totuși trebuie să vă protejați în ce privește anumite persoane din jurul dumneavoastră sau să fiți mai curioși, să aprofundați o situație, să căutați mai multe informații, să citiți mai mult, să studiați mai mult. Și văd pe rețele de socializare, da? Și e posibil să vă observe cineva, să vă observe pe rețele de socializare sau dumneavoastră să munciți pe rețele de socializare. Poate aveți un job independent sau lucrați pe internet, pe computer. Împăratul, în ce privește instituție, aici poate veți intra în contact cu zodia Perpei, Capricorn, un bărbat mai autoritar, mai dictator, un bărbat mai dorește să controleze, să comande. Acum depinde. Haideți să vedem ce e cu acest bărbat. Sau va trebui să vă informați în ce privește stabilitatea dumneavoastră, cum să aveți această stabilitate, căutând informații, poate chiar și pe rețele de socializare, să vă organizați mai bine timpul, să vă folosiți logica, să fiți mai raționali. Și văd că aveți foarte multă dorință pentru a vă culege roadele și văd că veți primi mesaje. Și veți da pe internet sau pe rețele de socializare, veți comunica, veți primi mesaje. Și trebuie să fiți mai curioși, să vă informați mai bine, că aveți anumite dubii, îndoieli. Da, acest bărbat este un pic cam fals, să spunem așa. Da, este foarte materialist și... E perfid, să spunem așa. Veți primi mesaje din partea acestui bărbat, veți comunica cu acest bărbat, văd că acest bărbat face drumuri sau poate dumneavoastră va trebui să faceți un drum în ce privește stabilitatea dumneavoastră financiară. Văd un drum cu judecătorul, cu justiția. Veți face un drum pentru un contract sau să vă interesați la un profesionist, să intrați în legătură cu un profesionist, să căutați mai multe informații. Judecătorul aici îmi spune că veți face contracte cu cineva, veți lua o decizie înțeleaptă pentru stabilitatea noastră financiară și trebuie să luați o decizie înțeleaptă și văd reușită. Văd că veți aduce echilibru și armonie în viața dumneavoastră. Dar văd și aici un bărbat detașat care este foarte axat mai mult pe carieră.
pe cariera sa și pe lucruri practice, materiale. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat, Doamne ajută, sănătate, la revedere. Voi trece la zodia Vărsător. Zodia Vărsător, 8-ul de spade îmi spune că ești blocat în această zi, ai un blocaj mental, nu știi cum să ieși, nu știi cum să te eliberezi. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru Zodia Vărsător, pentru această zi de 20 aprilie. Ce va fi, ce se va întâmpla? Un blocaj mental din cauza unui bărbat în zodia fecioară, născut într-o zi de nouă, sau vei fi singură, te vei simți singură și trebuie să luminezi un trecut, să încerci să mergi la un medic, să ieși din acest blocaj mental. Eremitule, aici te simți singură, poate vei merge la un medic. În ce privește un blocaj, în ce privește corpul tău fizic, poate. Trebuie să studiezi anumite lucruri și văd că îți urmezi calea sufletului, să spunem așa, în ce privește o decizie. Șaptele de spade, văd o autosabotare. Sau cineva care te va manipula sau poate tu cauți să te manipulezi. Dar văd că cineva va cădea în capcana sa, pentru că ia uitați aici. Cineva, dacă vă va manipula sau vă va fura într-un mod sau altul, va cădea în capcana sa. Cinciul de cupe îmi spune că veți fi într-un grup de oameni, poate anumite competiții, poate opinii diferite, mentalități diferite, discuții contradictorii și regina de cupe. Aici văd o femeie în zodie de apă, rac, scorpion, pești cu care veți intra în contact în această zi. Haideți să clarificăm pentru zodia Vărsător. Da, 8-ul de spade din cauza unui bărbat sau un bărbat este blocat. Sau acest bărbat v-a blocat mental. S-au întâmplat anumite discuții cu acest bărbat care v-a blocat. Și vă simțiți victimizată. Dar eliberați-vă că nu merită. Eremitul aici îmi spune că veți avea o bucurie neașteptată, o surpriză neașteptată, da? Din partea acestui bărbat. Vă va face o bucurie, vă va face o bucurie neașteptată, să știți, poate o sumă de bani sau poate veți merge la un medic și acest medic, doctor, vă va bucura o soluție la o problemă de-a dumneavoastră, o veți primi, o veți găsi. Și șaptele de spade, văd un hoț aici care fură ceva, care încearcă să fure ceva, o schimbare din partea unui bărbat care are secrete, care ascunde ceva pe la spate. Și cinciul de bețe cu speranță aici, în ce privește un drum sau în ce privește iubirea. Aveți multă speranță să ieșiți din anumite probleme, da? Să nu vă pierdeți speranța, pentru că veți avea parte de o reușită aici. În ce privește regina de cupe, veți comunica în ce privește căsătoria noastră sau o căsătorie, o colaborare. Ați făcut poate o colaborare sau, și această femeie poate este văduvă, se simte singură. Sau dumneavoastră vă simțiți singură într-o căsătorie și veți comunica. Da, se simte singură din cauza unei alte femei. Dacă sunteți dumneavoastră această persoană, veți comunica cu femeie văduvă sau mai în vârstă, singură, în ce privește căsătoria dumneavoastră și văd că veți face o colaborare. Sau veți colabora cu această femeie pentru căsătoria sa. Haideți să vedem acest șapte de spade cu hoțul. Acest hoț își privește interesul sau văd o neplăcere din partea acestui hoț. Un dezechilibru
Este o persoană dezechilibrată, care produce instabilitate în viața dumneavoastră, da. Pentru că este perfidă, este falsă, se interesează foarte mult de planul financiar și de contractele sale, dar văd că justiția divină își va face dreptate. Se va face dreptate. Și va veni echilibru și armonia în viața dumneavoastră. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. Dacă doriți să-mi dați un like, ar însemna foarte mult pentru mine. V-am pupat, Doamne ajută, la revedere, sănătate, numai bine!